Sedia concertelor organizate în această perioadă în municipiul Câmpul Lung a continuat în această dimineață în sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor. Zeci, poate sute de copii însoțiți de părinți au așteptat nerăbdător să înceapă spectacolul ce le-a fost dedicat și deschis la ora 11 de trupa Hai Hui. Haideți să facem gălăgie! 2, 3 și... Ai văzut? Da. Ai auzit? Da. Perfect! Deci noi ne distrăm. Și tocmai ce le spuneam copiilor, la mulți ani! Astăzi este Sfântul Ștefan, știai? La mulți ani, copii! Momentul mult așteptat a fost însă acela în care pe scenă și-a făcut apariția Gașca Zuldi. Lumea mi este casă, sunt de peste toți, călător cu gândul, călător cu pasul, să ajung oriunde știu că pot. Hai, pune muzica o dată! Pune muzica! Nu pui muzica? Nu! Există vreo mămică în Câmpul Lung atunci când nu primește ceea ce vrea, se tăvălește pe jos? Sau vreun tătic care se tăvălește pe jos în prăzit? Nu există așa ceva! Dura, bura! Te-am urtărit! E ultimul nostru spectacol din 2021. Ați fost tare norocoși, la voi am fost de două ori. Promit! Și mulțumesc pentru că am primit cu atâta drag tot ce ne-ați oferit voi astăzi. Și ceea ce vă pot spune cu mâna pe inimă este că toți oamenii ăștia pe care îi vedeți aici merită toate eforturile pe care le fac părinților pentru copii. Toți copiii ăștia merită. Și asta e bucuria mea cea mai mare. Vă doresc la mulți ani. Încă o dată mulțumim și hai să le spunem la Gașca Zurli, vă iubim! Gașca Zurli, cea mai îndrăgită trupă pentru copii din România, a încheiat spectacolul de la Câmpul Lung și totodată seria spectacolelor din 2021 cu cea mai îndrăgită melodie, hitul Gașca Zurli. Am o căsuță mică, așa, 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 și fumul se ridică, așa, așa, așa. Eu bat la ușa casei, așa, 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 și nu struiesc pantofii, așa, așa, așa. Căsuță mică, așa, 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 și fumul se ridică, așa, așa, așa. Eu bat la ușa casei, așa, 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 și nu struiesc pantofii, așa, așa, așa. Așa, așa, așa. Vreau să vă mulțumim din toată inima. La final, echipa Unșel TV a mers în culise, acolo unde a stat de vorbă cu toți membrii Zurli. Singurul loc din România unde am ajuns de două ori anul ăsta, în condițiile în care am fost în foarte puține locuri. Din fericire pentru noi, ni se lipește așa de suflet câte un oraș și niște oameni și suntem foarte fericiți să revenim de fiecare dată. A fost foarte frumos, emoționant, chiar dacă
În prima fază ne-a părut rău că nu e afară și că nu poate să vină mai multă lume. În sală lucrurile se întâmplă altfel. Da, și dacă vreți să știți ceva, la final de spectacol niște copii au aruncat cu baloane pe scenă și m-am simțit ca o fată din aia care patinează și primește jucării de pluș pe scenă. Și mi-a plăcut, mai vreau. Da, și vrem să le spunem noi toți mulțumesc tuturor copiilor care ne-au trimis pupici cu sclipici și ne-au dat și îmbrățișări de iubire de la distanță. Mie mi se pare că în Câmpul Lung sunt cei mai veseli copii și mă bucur de fiecare dată să venim aici. Da, și spor la distracție și la joacă. Le dorim din tot sufletul părinților din Câmpul Lung să găsească răbdarea de care au nevoie copiii lor, să facă în așa fel încât să-și amintească de fiecare dată când simt că nu mai pot, că ei sunt minunile lumii, că nu există nimic mai important pe lumea asta decât copiii lor și să găsească în ei acele resurse ca să crească niște copii fericiți. Iar noi, Gașca Zurli, o să venim cu drag de fiecare dată când o să primim o invitație de la Câmpul Lung, pentru că deja sunteți prietenii noștri. Aha. Și pentru anul viitor vă dorim din tot sufletul la mulți ani! Prieten pe viață!